Este din Fapte, capitolul 20, începând cu versetul 2. Dar înainte să ajungem acolo, dacă ai ști că mai ai doar câteva săptămâni de trăit, ce sentimente te-ar încerca? Ce sentimente te-ar încerca dacă ai ști că mai ai doar câteva săptămâni de trăit? Da. Generației noastre, sub sau în jur de 30 de ani, nu ne e tocmai confortabil să ne gândim la asta. Mai ales în secolul 21, cu toate medicamentele astea împotriva durerii și așa mai departe, știi, analgezicele. Ce ai spune familiei sau prietenilor tăi apropiați, dacă ai ști că mai ai doar câteva săptămâni de trăit? Care ar fi instrucțiunile tale de pe patul de moarte? Ce să facă, ce să nu facă? E bine, în textul de astăzi îl găsim pe Pavel într-o postură de genul acesta. Din multe părți, în multe modalități, Dumnezeu îi comunica, fie prin alți oameni, fie prin descoperire personală, că viața lui se apropia de final. Se apropia de final din pricina mesajului Evangheliei, din pricina mesajului pe care îl predica peste tot pe unde mergea. Ultima dată când l-am întâlnit pe Pavel era în Efes, stând pe tușă, în timp ce toată cetatea era super agitată de către Demetrius, argintarul. Da? Evanghelia pe care Pavel o predica în Efes și în toată Asia, și stând în Efes 2 ani și ceva, era atât de puternică și schimba viețile oamenilor atât de mult, încât economia Efesului s-a schimbat, iar acest Demetrius, care era argintar și era unul nu fără însemnătate, ca să folosesc terminologia lui Luca, a adunat toți ceilalți argintari sau oameni care lucrau în alte materiale, temple sau statuete ale zeiței Artemis, și i-a agitat împotriva lui Pavel. Dar după ce se liniștește toată răscoala respectivă, ziua următoare, Pavel i-a încurajat pe frații din Efes și călătorește mai departe spre Macedonia. Dacă am avea harta. În textul de astăzi o să găsim foarte multe localități. Nu vă lăsați descurajați de asta. Dacă aveți timp să faceți un tur al Asiei Mici, al Turciei, cu toate localitățile astea, glorie vouă. Dacă nu, le știm pe nume, le auzim pe nume azi. Ok? În părțile acelea, în Neapolis, Filipii, Amfipolis, Tesalonic și Berea, Pavel i-a încurajat pe credincioși prin mai multe cuvinte. Apoi a venit în Grecia, foarte probabil în Corint, unde a petrecut iarna. Călătoriile pe uscat sau pe mare erau foarte periculoase în timpul iernii și atunci el preferă să rămână locului în Corint, de unde foarte probabil că a și scris epistola către romani, scrisoarea adresată bisericii din Roma. După ce a trecut iarna, Pavel își începe călătoria înapoi înspre Ierusalim. El vrea să ajungă până la cinzecime, până la Pentecostă, înapoi în Ierusalim. Și o ia pe aceeași rută la întoarcere. Dar în momentul acesta, anturajul lui Pavel este de 8 bărbați. 8. Și o să zic pe nume. Sopater, fiul lui Pirus din Berea, Aristarh și Secundus din Tesalonic, Gaius din Derbe și Timotei, Tihic și Gaius din Asia. Alături de doctorul Luca, care din nou relatează toată întâmplarea asta la persoana întâia plurală. Noi. Noi am făcut, noi am așteptat, noi. Așa mai departe. Toți aceștia se regrupează în Troa și petrec 7 zile în cetatea Troa, încurajând ceilalți creștini care erau în cetate. Creștinii erau o minoritate în Imperiul Roman, creștinismul de-abia acum era împrăștiat de o mână de oameni. Și suntem în versetul 7. Încercați să ascultați povestea următoare, din 7 până în 12, fără să zâmbiți. În prima zi a săptămânii, când ne adunaseră să frângem pâinea,
Nu, să nu râdeți de stilul meu de citit, ci de text. Ok. În prima zi a săptămânii, când ne adunaserăm să frângem pâinea, Pavel, care urma să plece în ziua următoare, stătea de vorbă cu ucenicii și și-a prelungit vorbirea până la miezul nopții. În camera de sus, unde eram adunați, erau multe lămpi. Pe un tânăr numit Eutih, care stătea lângă fereastră, l-a apucat un somn adânc în timpul lungii vorbirii lui Pavel. Biruit de somn, a căzut de la etajul al treilea și a fost ridicat mort. Pavel a coborât, s-a plecat asupra lui și l-a luat în brațe, spunând: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Apoi a urcat scările, a frânt pâinea, a mâncat și a mai vorbit cu ei mult timp, până în zori, după care a plecat. Tânărul a fost adus viu și au fost nespus de încurajați. Episodul ăsta e umoristic doar în prisma finalului. Fericit! Faptul că un tânăr moare în povestea asta nu-i deșagă. E familia lui, foarte probabil că au fost super șocați și super întristați preț de câteva minute până a ajuns Pavel la el. Dar faptul că Pavel predică până la 12 noaptea, foarte probabil că s-au întâlnit seara pe la 6, și avem o predică de vreo 6 ore, și după aceea, după ce îl învie pe tânărul ăsta, vin înapoi toți în camera de sus, iau cina, cea de taină, iau cina Domnului, și după aia Pavel continuă. Încă vreo 6 ore. Acum, nu știu cum sună asta pentru capacitatea noastră de concentrare în secolul 21, care la fiecare 10 minute luăm de 3 ori în mână ăsta, sau la televizor nu avem răbdare cu un singur program, urmărim 3-4 chestii în paralel până îți reclame pe unul din canale. Știți ce zic? Să stai să asculți o prelegere care nu face altceva decât să despacheteze planul extraordinar al lui Dumnezeu de mântuirea lumii timp de 6 ore și după o pauză scurtă, recreativă, încă 6 ore, e lucru mare. Poate ar trebui să învățăm și noi la misiune de aici ceva din asta. Încercăm, nu ne-a ieșit numai 70 de minute până acum, pe ceas, dar încercăm încă. Și se prelungește până la 2 noaptea. A murit cineva încă. Țineți geamurile închise. Da. Dar și mie mi-a venit Marian în minte în timp ce citeam. Că el totdeauna simte presiunea asta. Băi, mai am doar câteva zile în țară. Trebuie să maximizez timpul cu oamenii ăștia pe care îi cunosc și în care vreau să investesc. Și dacă îi apucă 2 noaptea, îi apucă 2 noaptea. Asta e riscul meseriei. Între ghilimele. Somnolența lui Eutich e explicabilă. Erau mulți oameni adunați într-o cameră undeva sus, geamurile, ferestrele nu erau ferestre de sticlă sau de altceva, erau doar niște deschizături în perete care noaptea se închideau cu niște obloane direct. Ori fiind multă lume, fiind niște lămpi care ardeau cu flacără și consumă oxigenul, din câte știm, era o atmosferă foarte încărcată acolo și tânărul nostru, care avea undeva între 8 și 14 ani, s-a refugiat în fereastră, în deschizătura respectivă și probabil că a stat în pervaz unde era aerul mai proaspăt și mai mult oxigen ca să poată să se concentreze. Nu. A căzut. Un alt aspect hilar și mi se pare, din nou, Biblia e scrisă foarte bine. Numele băiatului, Eutich, înseamnă lucky, norocosul. Și, din nou, ironic că tocmai un băiat pe nume norocosul cade de la etajul 3, moare, Pavel îl învie și îl aduce. Dar, în același timp, este o simbolistică foarte faină aici în text, în sensul că ei se întâlnesc să sărbătorească, se întâlnesc în prima zi a săptămânii. De ce se întâlneau creștini în prima zi a săptămânii? Că asta zice versetul 7. În prima zi a săptămânii când ne adunaserăm să frângem pâinea. De ce se adunau atunci? Pentru că atunci a înviat Iisus. În cultura ebraică se întâlneau de sabat, în a șaptea zi a săptămânii, sâmbăta. Dar creștinii în Noul Testament, și ăsta e unul din textele în care Pavel zice clar, ne-am întâlnit în prima zi a săptămânii ca să frângem pâinea, ca să facem ceea ce Iisus ne-a lăsat ca poruncă. Faceți lucrul acesta ori de câte ori vă întâlniți spre pomenirea mea. Ei s-au întâlnit,
au discutat despre Iisus, urmau să frângă pâinea. Dar exact în ziua în care Iisus învie din morți, Dumnezeu alege să facă o minune similară prin mâinile lui Pavel, învindu-l pe Eutih din morți în situația asta. Bun. Pavel era cu siguranță omul care maximiza orice ocazie. Orice ocazie de a explica și aplica Evanghelia la mințile, inimile, problemele de zi cu zi ale ucenicilor lui Iisus. Dacă mai avea doar câteva ore cu oamenii ăștia, știind că era posibil să nu-i mai vadă niciodată la, la față, Pavel nu avea de gând să-i rosească niciun minut. Așa că au stat până zori. Cum maximizăm noi timpul în contextele în care ne adunăm toți împreună? Și acum, toți împreună, când ne adunăm împreună, hai să punem așa. Îmi place că dimineața asta am vorbit despre grupurile mici, unde 2, 3, 4 bărbați sau 4 femei, 3, 4 femei sau 6, 7, se întâlnesc și își pun viața pe tavă, invitând pe ceilalți sau pe celelalte să ajute la aplicarea Evangheliei, la cotloanele alea unde s-ar putea să fim loviți de orbire. Cum sunt conversațiile în grupul mic? Reușim să aplicăm Evanghelia la problemele de comunicare din căsătoria uneia dintre noi? Reușim să expunem preocupările excesive pentru tehnologie sau pornografie ca fiind idolatrie în lumina Evangheliei? Ajungem să ne încurajăm unii pe alții cu promisiunea și speranța victoriei în lupta cu depresiunea? Deprimarea. Depresia. Depresiunea. Depresiunea intracarpatică. Da. Cine din grupul nostru mic e cel mai fluent în articularea și aplicarea Evangheliei? Gândiți-vă puțin. Evident, nu vreau nume acum. Gândiți-vă la grupul. Cum am putea să învățăm de la acea persoană ca toți să creștem în a fi fluenți în Evanghelie? Să putem să o articulăm și să o aplicăm la tot felul de domenii, la tot felul de cotloane întunecate ale inimilor noastre. Ne întoarcem la text. Versetul 13. Noi ne-am dus înainte la corabie și am mers pe mare la Asos, de unde urma să luăm și pe Pavel, căci așa fusese învoiala, el urmând să meargă până acolo pe uscat. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus în Mitilene. De acolo am plecat mai departe pe mare, iar a doua zi am ajuns vis-a-vis de Chios. De-aia avem harta acolo, pentru că o zi mai târziu am ajuns în Samos, apoi ne-am oprit în Troghilion, iar în următoarea zi am ajuns în Milet. Căci Pavel hotărâse să treacă pe lângă Efes ca să nu mai piardă timpul în Asia, pentru că se grăbea să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii, dacă îi va fi posibil. Pavel evită Efesul și din pricina tensiunilor care erau, pe care le-a experimentat acolo cu argintarul Demetrius, dar și pentru că dacă corabia cu care călătorea oprea în portul Efesului, fiind un centru comercial atât de mare, ar fi stat câteva zile să descarce marfă, câteva zile să încarce marfă și foarte probabil că i-ar fi dat peste cap puțin planurile. Și atunci ia o corabie care merge într-un port mai mic, Milet, ca să poată ajunge în timp pentru sărbătoarea 50.000 la Ierusalim. Acum, ceea ce urmează E discursul unui om care știa că moartea e o posibilitate reală în viitorul apropiat. El nu vrea să evite biserica din Efes, vrea să evite tot ce însemna complicăciunea portului și șederii în Efes. Și îi cheamă pe prezbiteri în Milet ca să le zică câteva ultime instrucțiuni sau gânduri. Încărcătura emoțională și conținutul acestui pasaj are foarte puține paralele în Noul Testament. Unul care îmi vine în minte e discursul lui Iisus din camera de sus, înainte de a fi răstignit. Știind ce îl așteaptă în următoarele 48 de ore, 24 de ore,
Iisus le spune niște lucruri foarte punctate și de încurajare și de avertizare și așa mai departe. Asta face Pavel aici cu prezbiterii din Efes. Aceste încurajări sau avertizări se găsesc într-o formă sau în alta în epistolele lui Pavel. Către efeseni, către galateni, către filipeni, 1 și 2 Timotei. Astea sunt scrisori ale lui Pavel din Noul Testament, unde conținut similar cu discursul acesta îl găsim. Acum, Pavel, Luca descrie, Luca, autorul cărții, către cărții Faptele Apostolilor, descrie tot circuitul ăsta al lui Pavel, din Efes până în Corint și înapoi în Efes, punctând din loc în loc faptul că Pavel i-a încurajat pe frați și Pavel i-a încurajat pe ucenici și Pavel i-a încurajat pe frați. Și acum, în ultima locație în care Pavel face lucrul acesta, Luca alege să-i și dea microfonul. Și cam textul care urmează, discursul lui Pavel, este de fapt un rezumat a tuturor discursurilor lui Pavel în toate celelalte câteva zeci de orașe prin care trece, din Grecia, Ahaia, Macedonia și Asia. În esență, sunt patru chestii. Pavel le aduce aminte de exemplu său personal, le spune de planurile lui de viitor sau mai degrabă ce îl așteaptă în viitor, îi avertizează cu privire la ereziile viitoare, care se vor ridica chiar din biserică unele, și îi încurajează să aibă o atitudine sănătoasă față de finanțe și față de lucrurile materiale. Dar să-l ascultăm pe Pavel. Din Milet a trimis, versetul 17, la Efes și i-a chemat pe bătrânii bisericii. Când aceștia au venit, la el le-a spus următoarele. Știți că încă din prima zi în care am pus piciorul în Asia, am fost cu voi tot timpul, slujindu-i Domnului cu toată smerenia și cu lacrimi în mijlocul încercărilor care au venit asupra mea din cauza comploturilor iudeilor. N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă și învățându-vă în public și prin case și mărturisind atât iudeilor cât și grecilor despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc în Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Doar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Însă îmi privesc viața ca nefiind de niciun preț pentru mine, ca să-mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, iată, știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia printre care am umblat predicând Evanghelia. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am dat înapoi de la a vă spune tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu, pe care El a câștigat-o prin sângele propriului Său Fiu. Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce care nu cruță turma. Și chiar dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite ca să-i atragă pe ucenici după ei. De aceea, vegheați, amintindu-vă că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă povățuiesc pe fiecare cu lacrimi. Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, cuvânt care are putere să vă zidească și să vă dea moștenirea alături de toți cei sfințiți. N-am dorit nici argintul, nici aurul și nici haina cuiva. Voi înșivă știți că mâinile acestea au slujit pentru nevoile mele și ale celor ce erau împreună cu mine. În toate v-am arătat că trebuie să ne trudim să-i ajutăm pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Iisus, care El însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a spus acestea, s-a plecat pe genunchi împreună cu ei toți și s-a rugat. Și toți au început să plângă în hohote. Au căzut pe pieptul lui Pavel și l-au sărutat mult, căci erau îndurerați mai ales din pricina cuvintelor pe care le spusese el, și anume că nu-l vor mai vedea la față. Apoi l-au însoțit până la corabie și Pavel și-a continuat călătoria. Foarte
încărcat pasajul ăsta. Și exact cum am început, sunt cuvintele unui om care știe că moartea lui e iminentă. Așadar, pe ce pune accentul Pavel? O să fac afirmația cu care aș vrea să plecăm fiecare și după aceea intrăm în detalii. De calitatea vieții mele personale, de calitatea vieții tale personale, calitatea vieții spirituale, depinde calitatea slujirii mele, slujirii tale, în biserica locală sau dincolo de ea. Contribuția mea la sănătatea bisericii din care fac parte e direct proporțională cu modul în care îmi trăiesc viața atunci când nu mă vede nimeni. Calitatea slujirii mele în biserica locală sau dincolo de biserica locală depinde de calitatea vieții mele atunci când nu mă vede nimeni. Nu pot să veghez asupra altora dacă nu voi veghez asupra mea. Și de ce zic asta? Pentru că Pavel aici zice de câteva ori, luați seama la voi înșivă, vegheați asupra voastră ca după aceea să puteți veghea și asupra turmei peste care v-a pus Dumnezeu. Lucrarea lui în Efes e completă și el accentuează că și-a făcut partea avertizând și comunicând mesajul Evangheliei în cele mai inconfortabile aspecte ale ei. Nu a păsuit pe nimeni, nu a periat pe nimeni. Pavel nu era genul ăsta de om. Și dacă Evanghelia era foarte frontală față de anumite păcate sau tipare din viețile oamenilor în care se investea, el punea degetul pe bubă. Și numea idolatria idolatrie, numea păcatul păcat și nu se, dacă îmi permiteți, fâstăcea când era vorba de a pune lucrurile clar, verde în față. Imaginea pe care o folosește aici când zice nu sunt vinovat de sângele nimănui pentru că am vestit tuturor tot ce era de vestit. Imaginea unui străjer, unui om care stă de strajă pe turnul unei cetăți, undeva sus de unde poate să vadă în zare cât de departe. Cetatea e în liniște, e în pace, e noapte, toată lumea stă liniștită și el începe să vadă făclii pe culmi, pe culmile dealurilor. Și începe să strige un mesaj de avertizare. Ei, cei care ignoră strigătele și avertizmentele străjerului, de fapt își riscă propria lor viață. El și-a făcut partea. Străjerul nu e vinovat de sângele lor dacă inamicul vine asupra lor și îi biruiește. Cam asta e imaginea pe care o folosește Pavel aici. Eu am strigat, între ghilimele, probabil că aș ridica tonul uneori în predicile lui, cel puțin în noaptea aia cu Eutich, era bine dacă ridica tonul, îl mai trezea și pe el și pe alții. Dar Luca spune că în fiecare cetate prin care Pavel a trecut, a încurajat și a instruit credincioșii. Și acest mesaj cuprins aici e un rezumat al acestora. În esență, Pavel zice, vegheați asupra voastră, asupra vieților voastre personale și vegheați asupra celor din jurul vostru, asupra celor cu care trăiți în comunitate. Am putea fi tentați aici să ne gândim ca membrii ai unei biserici locale, având în vedere că Pavel vorbește cu prezbiterii, cu bătrânii unei biserici, că asta nu ne vizează pe noi. Păi astea sunt instrucțiuni pentru preoți, pentru pastori, pentru prezbiteri, pentru, mai știu eu, nu, ce treabă am eu să iau avertizmentele lui Pavel și despre doctrină, și despre erezii, și mai știu eu ce, să se preocupe cei pe care îi vizează avertizmentele astea. Însă Duhul Sfânt, peste tot în Noul Testament și nu numai, ne cheamă pe toți la o trăire matură, spirituală. Și atunci avertizmentele lui Pavel sunt pentru fiecare dintre noi. Încurajările lui Pavel sunt pentru fiecare dintre noi. Nu doar prezbiterii unei biserici sunt chemați să facă lucrarea pastorală. Ba tot Pavel, într-o scrisoare către biserica din Efes, zice că profeții, apostolii, pastorii, învățătorii, evangheliștii sunt chemați să echipeze întreaga adunare ca membrii bisericii să facă lucrarea de slujire. Efeseni 4. Așadar, veghează asupra ta însăți. Dar cum veghem asupra propriilor noastre vieți? Ce înseamnă să veghezi? Termen ușor arhaic,
Azi de dimineață mai era și vrerea. E în Dex, nu e în Dex. Nu este? Urmează. Este vrere în limba română sau nu este? Sau este doar voie? Conform Dex Online, conform dexonline.ro, a veghea înseamnă a sta treaz noaptea, a nu dormi în timpul nopții, a îngriji de un bolnav stând noaptea la capătul lui, a păzi, a sta de strajă, a supraveghea o activitate, a fi atent la ceva. Am ales aici definiția a sta treaz noaptea pentru a veghea asupra ceva. De ce aș veghea? Care e pericolul? Pavel îl avertizează pe Timotei mai târziu, pastorul bisericii din Efes, câțiva ani mai târziu, despre noaptea spirituală în care avea să intre omenirea sau în care era deja în timpul lui. Și el spune așa, 2 Timotei 3, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni. Așadar, a veghea înseamnă a fi atent la înclinațiile propriei mele inimi și a nu mă lăsa conformat trendului generației mele. Da, a fi creștin înseamnă a fi contracultural. În aspectele în care cultura în care trăiesc nu îl onorează pe Dumnezeu. Lista de mai devreme poate fi trecută ușor cu vederea, interesantă înșiruire de vicii, dar haide să le luăm altfel. Cum îmi dau seama dacă ajung narcisist sau dacă sunt narcisist? Ce indicii sunt că am ajuns să iubesc banii sau posesiunile mai mult decât oamenii sau pe Dumnezeu? Când e ultima dată când am întrebat pe alții cum mă percep? Lăudăros, arogant, nemulțumitor? Fie în grupul mic, fie dincolo de grupul mic. Că și acolo ajungem să fim confortabili unii cu alții. Sunt oameni în jurul meu care să-mi spună verde în față dacă limbajul meu sau comportamentul meu sunt un afront la adresa lui Dumnezeu? Sunt oameni care să-mi spună dacă ce spun sau fac contravine cu principiile lui Dumnezeu? Am genul ăsta de oameni în viața mea? Cum îmi tratez părinții? Îi respect? Îi iubesc? Simt cu cei din jurul meu? Empatizez cu cei care suferă sau se bucură? Sau sar repede la concluzii vis-a-vis de dificultățile cu care se confruntă? Merită! Păi dacă așa și-a administrat banii sau timpul sau viața, bineînțeles că e aici. Încerc să intru în experiențele dificile ale altora, indiferent de deciziile care i-au dus acolo? Reușesc să păstrez confidențialitatea persoanelor care mi se confesează? Sau găsesc eu scuze ca să divulg lucrurile acelea personale și sensibile? Hai să ne rugăm pentru X, că fii atent cu ce se confruntă. Și zicând asta, spun tot. Caut sfaturi înțelepte din partea unor oameni de încredere? Sau sunt un încrezut și un nechipzuit? Cum aș descrie sincer cât de preocupat sunt de Dumnezeu și cât de preocupat sunt de alte lucruri pentru împlinirea mea zilnică? Tirada asta de întrebări ar putea continua. N-am luat numai câteva aspecte din toată lista lui Pavel, dar cred că deja ne simțim suficient de inconfortabili. Asta e doar una din listele lui Pavel, din epistolele lui.
care surprinde simptomele unor vieți în derivă. A veghea asupra calității sau calibrului propriei mele vieți spirituale înseamnă a-mi pune des unele din întrebările astea. Iar când găsesc că eșuez, și se va întâmpla des, pentru că ăștia suntem, să-mi întorc privirea înapoi la Iisus. Nu să strâng mai tare din dinți, nu să mă motivez eu mai mult, nu să-mi dau pân ca halterofilii ăștia înainte să ridice, da? Nu genul ăsta de motivare are Pavel în minte. Nici în discuția cu prezbiterii din Efes și nici în epistolele lui, ci o chemare înapoi la Iisus. Nu chem pe nimeni să încerce mai tare, să strângă din dinți, să se forțeze mai mult, să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Singurul care a trăit o astfel de viață a fost Domnul Iisus Hristos. Iar apoi și-a dat-o pentru a ne face pe noi, păcătoșii, acceptabili în fața unui Dumnezeu Sfânt. El care nu a avut păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Pentru ca prin crucea Lui să fim iertați de eșecurile noastre, de păcatele noastre. La cruce, El a purtat toate falimentele noastre. Așa că mi-aduce aminte, crucea, că nu sunt acceptat de El în funcție de cât de bine performez. La cruce, Iisus a fost respins pentru a-mi câștiga mie înfierea. La cruce, Iisus a demonstrat că Tatăl e singurul vrednic de teamă. Nu romanii, nu iudeii, nu soldații care erau în jurul Lui, nu farisei, iar pe noi e invitat să ne apropiem de Dumnezeul acesta sfânt fără teamă, în virtutea jertfei Lui, în locul nostru. Bun, Pavel zice, vegheați asupra vieților voastre și apoi vegheați asupra turmei, asupra bisericii încredințate vouă. Pavel se adresează foarte clar prezbiterilor și direcțiile în care merge în avertizmentul lui sau în încurajarea lui sunt două. Vegheați asupra învățăturii pe care o dați bisericii și vegheați asupra dragostei, grijii voastre pastorale față de biserică. De-a lungul discursului lui Pavel, el pune de două sau de trei ori menționează faptul că el a articulat Evanghelia în cele mai clare moduri posibile, că a aplicat-o și a trăit-o în mijlocul lor, chiar cu lacrimi, de două ori zice lucrul acesta, și apoi vedem răspunsul prezbiterilor care și ei plâng cu el când îl pierd, într-un fel. Și atunci, în două direcții, vom merge în cele ce urmează. În primul rând, calitatea învățăturii pe care prezbiterii o dau bisericii din Efes era crucială, o dădeau bisericii din Efes, era crucială în lumina ereziilor care circulau deja și altora care aveau să apară în anii ce urmau. Într-o cultură a retoricienilor, magicienilor și altor manifestări oculte, Pavel e conștient că învățătura bisericii trebuie să fie cât mai clară, fără compromis. Prezbiterii trebuia să aducă din nou și din nou adevărul Evangheliei Harului în centrul oricărei discuții și nu trebuia să evite unele subiecte doar pentru că lezau anumite sensibilități ale culturii Efesului. Pavel modelează asta și chiar dacă unele porțiuni ale cuvântului lui Dumnezeu erau incomode sau dificile, el nu le-a sărit. Nu a sărit nicio învățătură în predicarea și echiparea bisericii din Efes. Al doilea aspect, la fel de important, este grija pastorală pentru oamenii din biserică. Sau dragostea cu care poartă de grijă ucenicilor lui Iisus. Și acum m-am întrebat, ce a însemnat pentru Pavel să plângă cu ei în timp ce îi ajuta să aplice Evanghelia la domenii dificile ale vieților lor? Ce însemna să instruiască pe sclavi să rămână supuși stăpânilor lor abuzivi, care poate îi băteau zilnic, care uneori nu le dădeau mâncarea zilnică, dar Pavel zice, pentru că aveți un stăpân sus în ceruri, care e stăpân și peste ei și peste voi, supuneți-vă stăpânelor voștri. Citiți Efeseni. Ce însemna pentru Pavel să sfătuiască o soție creștină al cărui soț încă frecventa templul zeiței Artemis și
avea relații intime cu preotesele prostituate de la templul respectiv, ce însemna pentru ea să continue să-l iubească, să respecte și să continue ea să aibă relații intime cu soțul ei? Ce însemna ca Pavel să o sfătuiască în felul ăsta? Și cum îi spui unei femei să facă asta în timp ce înțelegi cât de dificilă, de dificilă e sarcina sau chemarea lui Hristos pentru ea? Pavel a plâns cu oamenii. Pavel nu doar le-a dat teorie seacă, doctrină negru pe alb. A stat alături de ei, i-a sfătuit personal și i-a ajutat să aplice Evanghelia la domenii dificile. Cum sfătuia o văduvă a cărei copii nu erau creștini să-și iubească copiii și să continue să fie generoasă cu ei, chiar dacă aceștia își iroseau viața departe de Dumnezeu? Cum îl confrunta pe omul care în trecut a trăit din crearea de statuete și temple ale lui Artemis? Iar acum, creștin fiind, trebuia să renunțe tocmai la sursa lui de venit, să schimbe stilul de viață, să renunțe la o grămadă de sclavi, pentru că nu-și mai permitea să-i întrețină. Poate să-și vândă casa, să-și ia o casă mai mică. E ușor să urci în sus. Să urci în sus, oximoron intenționat. Da? Ca și status social. E mult mai greu să-ți reduci cheltuielile și să simplifici viața. Ce a însemnat ca Pavel să umble alături de astfel de oameni și să-i sfătuiască, să-i încurajeze, să-i cheme din nou și din nou la standardul lui Dumnezeu și să le aducă aminte la cât de mult a renunțat Iisus pentru ei? Pentru că de-aia îi chema la asta. Pavel în acest discurs de rămas bun, așadar îi cheamă pe prezbiteri să vegheze atât asupra învățăturii pe care o dădeau, cât și asupra inimii cu care păstoreau. E bine, prima parte, ei se pare că o fac bine. Și o fac suficient de bine, încât câteva decenii mai târziu, când Ioan scrie cartea sa, Apocalipsa, biserica din Efes e lăudată pentru faptele ei. E lăudată pentru osteneala și răbdarea ei, pentru că nu-i suportă pe cei răi, că i-a pus la încercare pe cei care spun că sunt apostoli și nu sunt apostoli, că urăște faptele nicolaiților pe care și Dumnezeu le urăște, că erau o sectă, o erezie pornită cumva din creștinism. Dar, spune Iisus, ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Amintește-ți, deci, de unde ai căzut. Pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început, spune Iisus în Apocalipsa 2. Prima parte au înțeles-o bine și ne e atât de ușor, rațional, doctrinar, să fim brici. Ce puțin mie. Mi-e ușor să bifez, da, cred și asta, da, aș formula-o tot așa, da, și asta e, da, adevăr, doctrinar. E mult mai greu să aplici adânc asupra inimii tale lucrurile alea și apoi să îngrijești fratele și de sora ta din jurul tău, în contextul grupului mic, a comunității misionale, a bisericii misiodei ca întreg, să îngrijești de alții folosind adevărurile alea. În timp biserica din Efes a devenit mai preocupată de doctrină și a ajuns să neglijeze grija față de semeni. Dragostea lor supremă, cea mai mare preocupare a lor, nu mai era pentru Dumnezeu, ci pentru adevăr. Iar aceasta i-a făcut reci și indiferenți față de oamenii pe care Iisus venise să-i mântuiască. Misiodei, putem avea cea mai meseriașă și cea mai clară și bine articulată doctrină. Cele mai clare articulări ale Evangheliei. Putem avea cel mai meseriaș timp de închinare și de rugăciune, dar dacă în esență pasiunea noastră pentru Dumnezeu însuși, pentru gloria Lui, măreția Lui, faima Lui, se stinge, toate celelalte vor fi în van. Pentru că dragostea lui Dumnezeu se vede în dragostea de oameni. Degeaba spun, zice din nou Ioan în prima sa epistolă, degeaba spun că-L iubesc pe Dumnezeu pe care nu-L văd, dacă nu-L iubesc pe fratele meu pe care-L văd, sau pe semenul meu pe care-L văd. Misiodei, cum stăm la capitolul compasiune? Cum stăm la capitolul acte de dragoste, unii față de alții și față de cei care nu au o relație personală cu Iisus? Cu
cum dăm din timpul nostru, cum ne ajustăm programul nostru ca să fim de folos, ca să iubim cu mâinile. Iisus îi cheamă la faptele dintâi, când îi cheamă la dragostea dintâi. Chemarea pentru noi rămâne aceeași, înapoi la Iisus. Aceasta este biserica Lui. El își va zidi biserica pe credința că El este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele omenirii, pentru ca cei ce cred să poată deveni copii ai lui Dumnezeu. Iar această biserică, spune Iisus, e atât de puternică încât nici porțile locuinței morților nu-i pot ține piept. Așa e. Atunci când biserica își trăiește identitatea de comunitate a credinței, răscumpărată de Iisus, ea literalmente smulge oameni din locuința morților, din pierzare veșnică. Aceasta e chemarea noastră, aceasta e chemarea oricărei biserici, din orice cartier, din orice oraș, din Berceni până în Pipera, din Vama Veche până în Satul Mare. Dar aceasta se va întâmpla doar în măsura în care îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu toată puterea noastră. Aceasta e cea din tâi poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Ca să nu ne trezim că bifăm toate adevărurile și picăm la practică, la examenul de conducere, da? Merg și iau sala, iau teoria, dar practica o pic și o pic și o pic. Dar când o pic, mă întorc înapoi la Iisus. Asta a făcut Iisus, asta e chemarea noastră. Iar când eșuăm, ne întoarcem la El. Ne pocăim și ne întoarcem la faptele dintâi. Acum, dacă ești azi aici și unele din lucrurile astea mai degrabă te fac confuz decât îți clarifică cei cu viața de creștin, de ucenic al lui Iisus, aș vrea să te încurajez să faci un singur lucru. Alege să crezi că Dumnezeu e personal, e real, că ceea ce a făcut Iisus la cruce e și pentru tine. Că Dumnezeu n-a creat universul și după aceea i-a dat drumul ca un perpetuum mobile și stă undeva departe, detașat de tot ce se întâmplă în lumea mea și a ta măruntă. Dumnezeu e personal. E aproape de tine. Îți cunoaște intim toate frământările și e dornic să se implice și în transformarea vieții și inimii tale. Crede lucrul ăsta. Alege să crezi lucrul ăsta. Și apoi vorbește cu El. Varsă-ți amarul înaintea Lui. Fii sigur că nu-L vei intimida. Milioane și miliarde de oameni fac asta de mii de ani. Și El ne ascultă și El ne răspunde. Pentru că e un Dumnezeu real și un Dumnezeu personal. Cere să aducă claritate în confunzia ta. Și nu fi intimidat de conceptul de rugăciune. Nu doar un pastor sau un preot se roagă sau se știe ruga. Rugăciunea nu e ceva complex, înseamnă pur și simplu a vorbi cu Dumnezeu ca și cum e real, există și vrea să asculte. Cere lui Dumnezeu să lucreze la inima ta, să ți se descopere ca și creator al Universului și răscumpărător al omenirii. Cere asta în următoarele zile și apoi fii atent. Fii atent la modurile în care Dumnezeu îți răspunde. Eu am făcut asta în perioada în care eu îl căutam pe Dumnezeu, la 18 ani. Și a fost incredibil cât de specific a răspuns Dumnezeu la unele din rugăciunile pe care le-am făcut. În moduri care și astăzi, dacă încep să le repovestesc, mă fac să bușesc în lacrimi. Pentru că Dumnezeu s-a făcut înțeles de mine, cumva. Asta a demonstrat prin Iisus venind în lume. Și asta continuă să vrea să facă astăzi. Se face personal, se face înțeles și se apropie de noi. Acum, în momentele ce urmează, împreună cu aceia care sunt ucenicii lui Iisus, care cred că Iisus a murit pentru ei pe cruce, așa cum Pavel, în camera de sus, împreună cu ucenicii din Troa, au frânt pâinea și au luat din vin, comemorând trupul frânt al lui Iisus pe cruce și sângele vărsat pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu, vom lua din pâine și din vin, care este în spate și este și în față, ne vom așeza înapoi jos și vom lua toți împreună după ce ne vom ruga.